Lângă drum nu poți face grădină. Livadă, că e nesănătos. Dar un parc așa ca ăsta, cu aparate de menținut sănătatea, e chiar indicat. Dar flori la sigur putem să dăm toate râpele. Înainte totuși trebuie evacuat gunoiul. Florile cu gunoi n-arată tare frumos și nici sănătos. Cred că și aici au fost mulți ani gunoaie, dar oamenii s-au luat în mâini, s-au civilizat, au început să-l sorteze, să-l recicleze, să-l stocheze în locuri special amenajate, care spolueze cât mai puțin. Și iată cum arată o râpă de lângă Parcul Natural Arabida. Și n-au cernozeom ca noi, au năsip după cum vedeți peste tot. La noi, cum terenul e mai inclinat, putem face așa tiroliană serioasă. Să meargă, nu să se oprească, ca pe loc drept. Propun așa aparat în fiecare mahala de sat, pe lângă fiecare bloc. Investiții în viitor, în sănătatea noastră a tuturor. Ne lăudăm că suntem harnici, că știm să muncim. Poate învățăm de la alții să ne bucurăm de viață. Să învățăm să trăim.